Luca, capitolul 12, de la versetul 13 până la 21, vă voi povesti, pentru că vreau câteva texte din Biblie să povestim. Se numește Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Era un om care avea pământ, care avea slugi, robi și roave și a lucrat pământul și Dumnezeu a dat ca acel pământ să rodească, dar să rodească așa de mult încât el ce avea acolo, locul de depozitat, era prea mic pentru roada care a fost în acel an. Și atunci omul acela se gândea în sine și zicea, versetul 17, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Avea o problemă foarte mare acest om, oare ce am să fac? Pentru că el a slujit, el a investit viața lui pentru ca să aducă, să adune pe pământ. Și spunea că ce voi face oare, că nu mai am loc. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice, ia uitați-vă în Biblie, ce scrie acolo, cui? Sufletului, deci n-avea treabă cu Duhul, da? Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și... Iuhu! Să ne veselim! Și în rest totul e bine și frumos, da? Așa a spus omul acesta. Și iată, a trecut toată viața lui și el a ajuns la punctul acesta când gata. Și a luat de toate grijile. S-au umplut grânarele și deja vroia să-și trăiască viața în distracție. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și acum este pentru mine și pentru cine vrea să implementeze cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru sine, pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Aleluia, amin. Acesta este cuvântul, cine are Biblie din astea cu roșu, este scris cu roșu cuvântul lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos arată la pământeni, arată cum oamenii adună mult și vor ca să se simtă bine, să trăiască bine, să se bucure, să bea, să mănânce, să crească burta. Și după aia are alte probleme, vrea să slăbească. Deci noi trebuie să adunăm pentru să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.